Salut! Bine ai venit pe canalul ROG România! După cum spune și numele acestui clip, e vorba de un giveaway. Nu e pentru oricine, e pentru fanii adevărați ROG, Republic of Gamers. Avem 3 kituri, pentru că vorbim de un kit care cuprinde un mouse și această cutie. Nu e laptop, nu e tabletă, e chiar un kit pentru fanul adevărat, cuprinde mai multe produse pe care nu le găsești pe piață. Vin direct din Taiwan, așa că foarte puțini oameni în lume le au, cu atât mai mult în România. 3 dintre voi le vor putea câștiga într-un mod cât se poate de simplu. Avem o singură întrebare, te invităm să lași un comentariu și vom extrage aleatoriu 3 câștigători. Dar până atunci dăm voie să-ți prezint atât mouse-ul cât și conținutul cutiei, să știi la ce te bagi. Mai întâi îți prezint mouse-ul, e vorba de ROG Strix Impact 2, varianta electropunk, acea temă coloristică foarte simpatică cu roz și negru, într-un stil electrizant. Acesta e mouse-ul, are 5 butoane programabile, o rotiță pe mijloc și acel design pentru socket de tip push-fit. Este un mouse cu fir, are un senzor de 6200 dpi, și un pulling rate la 1000 de Hz. Prin urmare, mouse-ul acesta se va alătura unui kit pentru fanul ROG. Și acum trecem la prezentarea acestei cutii speciale care este disponibilă într-un număr limitat, atât la nivel global cât și în România. Să nu se supere viitorul câștigător pentru această cutie desfăcută. Ea nu e destinată vânzării. Și acum să vedem ce scoatem din această cutie. Ei bine, avem o altă cutie. Ce-i drept e mai frumoasă, e complet neagră. Și acum deschidem ultima cutie. Wow! N-am făcut bine. Și acum să deschidem cutia minune. Așa arată cutia fanului ROG adevărat. Avem aici o șapcă ROG, un prosop pentru meciurile încinse. Aici avem un pachet de cărți, Republic of Gamers. Habar n-am ce e înăuntru. De fapt, știam, e un set de construcții prin care vei obține un logo ROG. Probabil va fi ceva în genul celui de acolo din spatele meu. Nu e chiar simplu de asamblat, noi ne-am chinuit foarte mult și pe urmă trebuie să ai mare grijă cu el să nu îl faci mai multe bucăți. A, dar mai avem ceva ce eu nu am văzut. 3 embleme textile care pot fi aplicate inclusiv pe haine. Iar aici avem un plic. Înăuntru căruia avem autocolante argintii și o mască. Sperăm să nu aveți nevoie de ea, să nu ne mai întâlnim cu acele vremuri. Așadar, pentru cei care nu vor să-și reamintească perioada prin care am trecut, puteți ignora această cutie, dar cine vrea poate păstra ca amintire că am trecut printr-o pandemie și o mască ROG. În concluzie, avem cutia fanului Republic of Gamers cu embleme textile, prosop, șapcă, cărți de joc, un set de asamblat logo-ul ROG și aici o mască și alte stickere argintii. Și acum să vedem cum puteți câștiga câte o cutie și un mouse din cele 3 perechi pe care le avem aici. E vorba de o întrebare la care trebuie să răspundeți prin comentarii. Nu contează răspunsul foarte mult, pentru că cele 3 variante câștigătoare vor fi alese aleatoriu. Prin urmare, ce produs ROG ai vrea să primești de Paște, de la mama, tata, prieteni sau de la iepurașul de Paște? Sau, cine știe, poate că vei da de un Easter Egg care conține un produs ROG. Ce anume vrei să fie acel produs Republic of Gamers? Răspunde-ne cu numele produsului și argumentează de ce ai vrea să primești acel produs ROG și vei intra în concurs. Nu uita, abonează-te la canalul ROG România pe YouTube pentru a primi de veste când vom publica o nouă prezentare de produs, un clip sau, de ce nu, un viitor giveaway. Perioada de participare se află notată în descrierea acestui clip. După vom face extragerea, iar pentru cele 3 comentarii câștigătoare vom da câte un reply pentru a face autentificarea câștigătorilor. Multă baftă la giveaway și ai grijă ce produs ROG îți dorești să primești de Paște, pentru că pe unele, după cum se vede, le poți primi foarte ușor.